Ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni! Astăzi, ați remarcat după cadrul în care mă vedeți, facem o ediție specială. Avem bucuria să ne răspundă invitației un om al Clujului de mare valoare. Ediția se cheamă, așa cum o știți dumneavoastră de fiecare dată, Oamenii Clujului, Oamenii Transilvaniei, Oamenii Țării. Veți vedea că vin aici și oameni care sunt, de fapt, ai lumii. Cum începem? Păi începem frumos cu un moment de primăvară. Care e simbolul primăverii? Copilul, oameni. Copiii sunt simbolul primăverii. Și invitatul nostru a devenit bunic, este un bunic tânăr cât de curând. De ce încep cu copii? Ia ca așa! Bună ziua! Din nou am ajuns în platou. Lângă mine sunt invitații noștri. De fapt, suntem oaspeți. Și eu și invitatul meu. Gazda noastră este doctorul inginer Ștefan Gadola. Iar invitatul lui și al meu și al dumneavoastră este profesorul universitar dr. Ștefan Florian. Bine ați venit! Mulțumesc de invitație! Nu vă faceți probleme, că noi pe emisia mea treaba bine, aici ne aranjăm. Oameni, ca să vi-l prezint pe profesorul universitar, dr. Ștefan Florian, e greu. M-am uitat în cărți, în CV, păi mi-ar trebui toată emisiunea aproape să citesc numai titlurile, numai lucrările și numai comitetele, comisiile, organismele internaționale din care face dânsul parte. Noi o să o luăm așa, mai românește, ex abrupto, direct. Domnul profesor, spuneți dumneavoastră, așa, unde sunteți membru, domnule, ca să întreabă românul, dacă e membru, e bun. Unde? Ca să nu ne încurcăm noi. Sunt, în primul rând, sunt mândru că fac parte din colectivul Universității de Medicină și Farmacie, Cluj. Sunt membru în ceea ce cu mândrie spunem toți, Spitalul Clinic Județean Cluj. Toate celelalte titluri au venit după aceea. Și sunteți șeful clinicii? Sunt șeful clinicii de neurochirurgie din Cluj. O clinică cu o tradiție extraordinară. O clinică care, înainte de a crea neurochirurgi, prin mentorii pe care am avut, a creat oameni. Și cred că, în primul rând, și cel mai mare titlu pe care l-am, este de om. Dar și omul acesta, Florian, a fost cooptat.
Da. Într-o grămadă de organisme internaționale, naționale și internaționale. Care e cel mai mare organism în care ați fost? Am fost o perioadă de 4 ani vicepreședinte al Federației Mondiale de Neurochirurgie, ceea ce pentru România este extraordinar. Un moment. Asta înseamnă, am auzit eu că am tras cu urechea, asta ar însemna în limbajul de ăsta, mai spre politicieni și mai spre lume, precum am fi membri în G7, G8, G20, nu? Da. Asta e chestia. Da, este în elita. Elita. Elita neurochirurgiei. Sunt membru al Academiei de Neurochirurgie Mondiale, da, care cuprinde cei mai reprezentativi, cei mai experimentați, da, 100 de neurochirurgi din lume, din toate țările. Sunt membru și președinte al Academiei, Euroacademiei Neurotraumatologice. Sunt președinte deja de 6 ani, care este o instituție multidisciplinară ce strânge la un loc toate specialitățile care se ocupă de tratamentul bolnavilor cu traumatisme craniocerebrale și vertebromedulare din toată Europa. Dar avem și invitați și membri din alte țări. Sunt membru și vicepreședinte, fost președinte al Societății Române de Neurochirurgie, membru fondator al Societății Sud-Est Europene de Neurochirurgie, la care actualmente îndeplinesc funcția de prim vicepreședinte. Și, sigur, sunt multe lucruri pe care... Dar, înainte de toate, sunt un neurochirurg dedicat profesiei, pasionat de ceea ce face și recunoscut de comunitate, de regiune, de țară de lume, și, nu în ultimul rând, de lume. Dar vedeți, stimați telespectatori, dacă mă apucam eu să le citesc pe toate astea, adormeați. Așa mai frumos că vi le-a spus domn profesor. Dar asta este cinstea pe care o avem noi și o simțim că a venit la emisiunea noastră. Pentru asta trebuie să-i mulțumim gazdei noastre, cel care, cum se zice, a făcut diligențele necesare ca domnul profesor să vie în emisiunea noastră. Este Ștefan Gadola. Mulțumesc, Ștefane. Cum se spune la partid, are cuvântul domnul Ștefan Gadola. Mulțumesc mult. În primul rând vreau să-i mulțumesc și domnului profesor că a acceptat să participe la această emisiune. Și o spun asta fiindcă dânsul merită pe deplin să aibă o emisiune specială dedicată dânsului. Am mai avut, dar acum hai să vedem că e de aici. Să vedem dacă mai vine, da. Și am să-mi permis să spun și eu câteva cuvinte, să adaug celor spuse de dânsul. Pentru mine este incredibil ceea ce face dânsul, ceea ce a făcut și ce face în continuare. Și a spune câteva cuvinte despre, pentru mine, ce înseamnă neurochirurgia. Este un... O specialitate foarte delicată, aș spune eu, fiindcă, să zic eu așa, cumva operează pe cel mai de preț și mai complex sistem, creierul și măduva spinării, înțeleg. Sigur, eu apreciez și cardiologii, dar, ca să spun așa, mai în glumă, inima ascultă de creier. Deci, acum fiecare, domnul profesor, cu ce suferă? Și ca să... completez. Am avut plăcerea acum 4 ani să primesc, și asta o spun fără să fac reclamă, de la Fundația Transilvania Leaders, o carte care a fost editată și tradusă, dacă vreți să o vedeți așa, este ceva excepțional. Principiile, mai lasă un pic, da, Principiile chirurgiei neurologice. Da. În care domnul profesor este coordonatorul și traducătorul. Da, am editat ediția în limba română. Da. Și la care, mă iertați, au lucrat numai 57 de medici. Sunt aici trecut. 57 de medici au lucrat la această carte incredibilă, fabuloasă, magnifică după mine. Și ce medici?
Și ce medici? În acest domeniu este o carte? Vă spun, eu am răsfoit-o și am să spun doar câteva cuvinte. Acum, dacă tot ați dat, că este o traducere, da? Da. Și spuneam un profesor că eu am încercat să o citesc, dar parcă nu-i, tradus nu-i tradusă. Ia uitați. Astrocitoamele pilomixoide. Nu citesc mai departe. Domnul Ștefan, limbajul științific, e altă. Da. Vă spuneam și eu că noi la medicină învățăm 6 ani o limbă de așa manieră încât să nu ne înțeleagă nimeni când vorbim. Da? Acum, am dat voie tot din această carte, fiindcă am răsfoit, am citit-o, și am dat voie să citez ceva despre, scris de Albert Einstein, care spune așa: grija pentru om și soarta acestuia trebuie să fie principala preocupare pentru toate inovațiile tehnice. Nu uita acest aspect când ești între diagramele și ecuațiile tale. Iată, eu am făcut acest citat, mă simt aici în acest lucru, dar iată că toate aceste lucruri care le facem trebuie să se găsească în grija pentru om. Și încă o dată eu îl mulțumesc și cu mii de scuze, trebuie să vă laud, ați făcut lucruri deosebite, pentru care aveți toată stima, nu numai mea, a multor oameni care au fost salvați și trăiesc, să zic așa, din cauza dumneavoastră. Vă doresc mai departe mult succes și multe, multe, multe vieți salvate. Mulțumesc foarte mult. Mă simt puțin stânjenit așa, aducându-mi se atâtea laude. Sigur, cartea aceasta a fost scrisă și tradusă de mulți colegi. Medicina, în general, neurochirurgia, în special, este muncă de echipă. Acesta este rodul unor echipe. Noi lucrăm unii cu alții. Nu aș putea să fiu ceea ce sunt fără să am în jurul meu echipele pe care le-am format, care m-au format și pe care le-am format și pe care le formez în continuu. Totul este însă pus în slujba omului. Este o muncă în echipă și, cum spunea Einstein, avem în centrul atenției noastre, dedicării noastre, pasiunii noastre, omul. Și ca să completez cele spuse de dumneavoastră, la cursul de neurochirurgie încep prin a spune studenților un lucru oarecum banal, dar, dragii mei, sunteți aici la cea mai importantă specialitate. Și nu o spun doar pentru că o prezint eu și n-am văzut profesori care să nu-și laude profesia. Dar gândiți-vă, creierul și tot ceea ce noi percepem ca viață este legat de funcționarea creierului. Noi percepem viața așa cum este pentru că ne funcționează creierul. Fără creier nu există viață așa cum noi o înțelegem, o vedem, o simțim. Și acea specialitate care acționează asupra vieții ca atare nu poate fi decât cea mai importantă. Păi nu, că prima întrebare cu care începe cursul cu noviții, domn profesor, ce este neurochirurgia? Exact. Aceasta. Și acesta este primul argument, da. După care urmează celelalte, altele, care sunt numai puțin importante. Dar acesta este argumentul major. Este specialitatea care acționează în mod nemijlocit. Adică îți folosești creierul tău și mâinile ca să acționezi direct asupra creierului. Și cred că există încă multe necunoscute ale creierului. Bănuiesc asta, că nu sunt specialist, dar cred că e foarte complex. Sunt foarte, foarte multe necunoscute. Fac întotdeauna o paralelă cu universul. Din punctul meu de vedere, creierul este un univers. Și știm la fel de multe despre creier cât știm despre univers. Răspuns tușe. Dar noi știm ceva. Dar mai este ceva. Da. Mai este că pe măsură ce cunoaște mai mult despre univers, înseamnă că pătrunde mai mult și mai adânc
În trecut. Da. Dar noi știm câte ceva înainte de a pleca Ștefan. Sunt și Ioan, așa? Și Ioan. Deci Ștefan și Ioan. Ioan a fost bunicul? Cine a fost? Părinții? Sau v-ați născut în perioada? Tatăl meu este Ioan. Fiul meu este Ioan, este a cincea generație de Ioan. Și toți pozitiv, Ion pozitiv. Ion pozitiv. Bine. E, atunci, dacă e așa, într-o discuția noastră am aflat că domn profesor, printre preferințele are pe Mircea Vintilă. Uite, chiar așa vi se adresează Mircea Vintilă. Să vedem vocativul muzical al lui. Ha! Oare m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac? Dă-ți de la buze buciumul deoparte, că sună prea departe. Cum ți-ar plăcea ca ghersul să mai fie de bărbăție și de vitejie? Bărbat ai fost, o spune, pământul tău muncit și-n rugăciune, că ți-ai purtat prin vremuri greu povara, mărturisesc ogoarele și țara, clădit în suferință și răbdare, i-ai dat și sânge și sudoare. Când ceasul deșteptării ți-a sunat și sânge și sudor le-ai înviat, ți-ai deșteptat și morții și cu toții v-ați dovedit măreți și strănepoții. Badei, oare m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac? Să-ți fac un cântec, vorbele-mi sunt goale și nu au frumusețea din cântecele tale. Ba de Ioane, m-aș gândi să-ți fac un cântec nou de ți-ar mai fi pe plac. Ca să nu uit eu, că o să ne încălzim în discuții cu domn profesor, anunț de acum sponsor. Este restaurantul Chios din Cluj. Mulțumim oamenilor de aici, că acum suntem la ei, pentru sprijin. Domn profesor, haideți să procedem noi românește la treabă. În general, vorbeam noi înainte, oamenii cred că somitățile profesionale, cum sunteți și dumneavoastră, chiar dacă vă evitați să spuneți chestia aceasta, au căzut, au apărut în generația spontanee așa. Și noi vrem să le arătăm că ești dintre noi. Oameni normali, cu tare. Așa că o să vă iau acum ca pe vremuri la cadre. Haideți să începem. Știți că eu tot mereu le spun invitaților întrebarea aia pur românească. De unde și de-a cui e pruncul ăsta, spun ei. Nu am apărut din ani. Da. Și le spun și rezidenților mei și o spun de multe ori. Nu cred în chirurgul făcut, născut. Cred în chirurgul, în neurochirurgul muncit, transpirat, care sacrifică pe sine și timpul și, nu de puține ori, chiar și pe cei din jurul lui. Adeseori. Da. Pentru ca să facă bine. Sigur, pasiunea pentru medicină nu vine de nicăieri, ci trebuie să recunosc că bunicul meu a fost medic. Pediatru. Medic pediatru. Da. Dar în primul război mondial a fost chiar medic colonel în armată.
A făcut războiul. Da, primul război mondial. Da. Fratele tatălui meu a fost medic militar la Sibiu, da. un mare internist, un mare cardiolog. Și cumva acest filon medical s-a transmis. Eu am încercat să nu-i dezamăgesc, să nu le dezamăgesc memoria, iar fiul meu este medic. Deci putem spune că în familia Florian sunt deja 4 generații de medici. Și nepoțica? Abia 2 ani, da. Dar... Cum o cheamă? Marisa. Oh, ce frumos. Nu, s-ar putea. Dacă nu se face judecător. Așa. Deci dumneavoastră v-ați născut unde? În Miercurea Ciuc? Nu, m-am născut la Luduș. Ah, că la Luduș, da. La Luduș. Era raion atunci. Era raionul Luduș. Și după, mama era judecătoare. Da. După reorganizarea administrativ-teritorială. În 68, da? În 68. Am fost cumva nevoiți, datorită serviciului mame, să mergem la Miercurea Ciuc, unde am făcut școala, mare parte din școala primară. Dacă primare, primele două clase le-ați făcut la Luduș. La Luduș și după aceea ne-am dus cu toții la Miercurea Ciuc, unde am terminat liceul. Liceul 1, care, cum se cheamă? Liceul de, era atunci liceul de matematică fizică, da? Numărul 1 din Miercurea Ciuc și am terminat ca prima promoție a clasei de biologie-chimie. Atunci s-a creat. Ați fost la clasa, da, de biologie? Da, și am terminat chiar și de ce nu să mă mândresc? Eram laborant biochimist când am terminat. Aveam o specializare. Eram, da? O calificare. Făceam practică în diverse laboratoare. Am fost la fabrica de bere din Miercurea Ciuc. Am făcut la fabrica de lapte, la diverse întreprinderi. Deci o meserie ați fi avut dacă... Da, puteam și cred că mă descurcam. Și știți și ungurește? Am crescut în Miercurea Ciuc. Pe stradă acolo, cu copii. Da, și vreau să vă spun că, sigur, soția mea este emeșă, este de naționalitate maghiară. Din Miercurea Ciuc? Acolo ne-am cunoscut, la Miercurea Ciuc. Da. Dar este omul care vorbește românește mai corect decât mine. Ea, de altfel, a și câștigat olimpiada de limba română când era în clasa 10. Dumneavoastră n-ați câștigat la limba maghiară? Asta. Dar ce vreau să zic aici, da, legat de limba maghiară, cât de important este la noi, în arealul nostru geografic, să cunoști limba. Să cunoști, să poți să te adresezi pacientului în limba lui. Da. Cât de mult contează să poți să-l întrebi câștigi ce mai face, multă, mai ales când cum se simte și... Dacă cel doare. Deci, da. Asta... deci noastră acum vorbiți românește, ungurește, vă descurcați, engleză și franceză. Engleză cunosc prin natura profesiei, că da, este limba universală, da, și în, da, profesia noastră. Franceză am făcut și am și lucrat câteva luni în Franța, dar lipsa de exercițiu m-a îndepărtat puțin, dar sigur, ca orice limbă. Mă uit la ceas, că mai am o întrebare. Bună întrebare! Când v-ați decis că o să faceți medicina? Vă spuneam, exista... Mediul era creat, da? Mediul era clar. Aveam, țin minte, aveam 5 ani când spuneam familiei, când m-a întrebat un unchi de-al meu, care era și el profesor de igienă la Timișoara, da, m-a întrebat, tu ce vrei să te faci când o să fii mare, și am zis medic și președinte. Atunci era mai greu, dar acum nu. Nu, dar acum deja sunt președinte la câteva comitete, da, și da, comisii. V-ați atins obiectivul medic. Și, da, ia spuneți-ne, făceați de serviciu la școală, cum fac tot la poartă în timpul școlii, cu revista aceea de știință, da, și tehnică. Acolo a fost, asta, cum s-ar spune, o revelație. E o poveste pe care o spun. Eram în clasa, aveam 16 ani, cred că în clasa 10-a, și făceam de serviciu și atunci am descoperit într-o revistă Știință și Tehnică, da? Da. O revistă, da, importantă atunci. Dar era foarte căutată, da, atunci. Și da, foarte căutată. Am văzut un articol, s-a deschis, întâmplarea face că s-a deschis revista acolo. Pus, da. Da. Da, și pe pagina din stânga era o poză cu
o imagine scanată dintr-un computer tomograf care atunci se descoperise, atunci intrase și era un articol legat de tainele creierului, era creierul, așa cum îl vedeau atunci, în 1976, pentru prima dată, pe tomograf computer. Da. Și articolul era legat de cercetarea în domeniul creierului, da, și de neurochirurgie. Și ce avantaje oferă acest mijloc de investigație pentru neurochirurgie? Nu știam că te poți atinge de creier. Atunci a încolțit în mine gândul care a devenit obiectivul principal, țelul principal. Și v-ați dus pe el. Și m-am dus spre el. Dar dacă nu făceați medic, ce v-ați... Să zicem așa, de rezervă ați avut, pregătit. Da. N-ați avut, ați avut medic și s-a terminat. Tot ce am făcut a fost în direcția asta. Sigur că alternative pot găsi. Vă spuneam că puteam fi și laborant biochimist la Miercurea Ciuc, la fel cum puteam poate să fiu actor la... Da, că ați avut un coleg care... Da. Dar totul s-a aranjat, planetele s-au aranjat, dar m-am străduit să le aliniez în direcția în care am vrut. Și în ce an ați dat examen? Atunci am dat examen în anatomie, chimie și fizică. Da. Era examen. Era examen foarte greu și era o concurență mare. 8-9 pe un loc în vremea aceea, la Cluj. Am intrat din prima. Da, dar ați fost un student de 10. Da. Sigur, dacă vrei să faci neurochirurgie și vrei să faci neurochirurgie, nu puteai să o faci oriunde. Pentru asta trebuia să fii, să poți alege. Și trebuia să fii între primii 5, că așa erau atunci timpurile. Da. Primii 5 la facultate erau selectați de către universitate, Institutul de Medicină și Farmacie, pentru cercetare în diverse domenii. Și țelul meu a fost să fiu între primii 5 ca să pot alege. Să pot fi ales și să pot alege. Și acesta a fost tot parcursul. Tatăl dumneavoastră era jurisconsult. Tata a fost, jurisconsult, mama judecător. De fapt, amândoi aveau științele juridice. Soția dumneavoastră e tot. Soția mea este profesor la Facultatea de Drept. Da. Deci păstrăm și tradiția juriștilor. Dacă asta am vrut să spun, respectat-o până la cap. Deci dumneavoastră aveați bunici, că lumea vrea să întreabă, băi, dar bunici, stai să vedem, bunicii noastre, de unde erau? O parte erau din... O parte erau din zona, din Târgu Mureș, bunicul meu, dinspre tata. Da, dinspre tata. A venit, era în Târgu Mureș, a fost medic pediatru. La un moment dat, în perioada interbelică, a făcut și activitate politică, a fost viceprimar la Târgu Mureș și, foarte interesant, la un moment dat, în 1931, cred, a fost directorul Direcției de Sănătate Publică a raionului Mureș. Păi și dumneavoastră ați fost la Cluj. Iar fix la 70 de ani, eu am fost directorul Direcției de Sănătate Publică în Cluj. Ați realizat sau după aia v-ați dat seama? Nu, am găsit întâmplător legitimația lui de director între actele pe care le-am moștenit. Cum merge lumea? Noi nu o scăpunim, nu știm ce se întâmplă, vedeți. Da, dar sigur, spunem că totul este întâmplător în viață, dar nu chiar totul. Nu chiar totul. Bun, ați intrat la medicină, ați mers în armată. Am făcut armată la termen redus, la Timișoara. Da. Am fost infanterist de frunte. Da, regimentul acolo. Păi da, medicina acolo mergea. Da. Regimentul Mircea cel Bătrân. Mircea cel Bătrân, da. Din Timișoara, unde am... Regimentul 32 Mircea, da. Da, da. Regimentul 32 Mircea, Mircea cel Bătrân, unde comandant în funcție era majorul Gheorghiu. Fost care, cu vremea? Care în timp l-am întâlnit și am avut bucuria să-l cunosc la Cluj, în timp ce era comandantul armatei. Da. Interesant. După armată v-ați dus la facultate.
Am început facultatea la Cluj și am avut norocul să am încă de la primele ore ca mentor și ca profesor de anatomie un mare anatomist, profesorul Cioban. Un om care a vrut la viața lui, din câte am înțeles ulterior, să fie neurochirurg, însă soarta nu l-a ajutat, însă a făcut o pasiune din studiul anatomiei sistemului nervos. Și pasiunea asta mi-a transmis-o și mie. Am avut și curajul și îndrăzneala să mă apropiu de dânsul și i-am spus dorința mea de a face neurochirurgie. Iar el a fost cel care mi-a călăuzit pașii pe acest drum și mi-a și facilitat intrarea în clinica de neurochirurgie. Cel mai bun prieten al lui era profesorul Mureșan de la histologie. Gheorghe Mureșan. Fratele lui Gheorghe Mureșan, care m-a dus, mi-a zis, dacă vrei să te prezint la fratele meu, care este neurochirurg. Și într-o vară, în 1982, în vară, deci după ce am terminat anul întâi de facultate și câștigasem deja încrederea profesorului Ciobană, că chiar vreau să fac asta, mi-a facilitat intrarea și cunoașterea profesorului Mureșan, Gheorghe Mureșan. Și cu el ați lucrat? Cu dânsul am lucrat 14 ani. Deci un fel de mentor al dumneavoastră. A fost mentorul meu în domeniul neurochirurgiei. Da. El mi-a călăuzit pașii de la primii, de la intrare. La vremea aceea aveam păr lung, bogat, negru. Și m-a întrebat când m-a cunoscut, tu cine ești? Și am zis că eu am venit din partea, da. Din partea fratelui și a domnului profesor Ciobanu. Tu ești? Da. Și ce vrei? Vreau să fac neurochirurgie. Păi, zice, atunci te prezinți mâine frumos, tuns, ras, frezat și cu halat alb, papuci albi și vii. A doua zi m-am prezentat. Te-ai și dus la frizerie. M-am și dus la frizerie, m-am tuns frumos, regulamentar, mi-am luat halat alb și m-am prezentat. A doua zi și domnul doctor Mureșan s-a uitat la mine, dar tu cine ești? Păi mi-a zis să mă tun. Și tu m-ai luat în serios? Da. Opa! Măi, înseamnă că o să iasă ceva de capul tău. Da. E, acum să ne dați voie să mai dăm un moment, un scurt moment muzical, să se acomodeze lumea. Vi-l facem surpriză. Băieții de la noi, clujeni. Bun, hai! When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will burn, like a gay tarantella. When the stars make you drool just like pasta fazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream bus, you know you're not dreaming, signore. Scusa me, but you see that you don't have to leave us the moment. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's the moment. Shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ding-a-ling-a-ling, ding-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, ding-a-ling-a-ling, like a gay tarantella. Lucky fella, when
dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Scusale, but you see that in old Napoli that's amore. Scusale, but you see that in old Napoli. Ad libitum voices. Da, trebuie aplaudați. Trebuie aplaudați, da, da. Îi cunosc, am avut bucuria să-i ascult. Au chiar fost la noi la câteva congrese pe care le-am organizat, dar întotdeauna aduc cu ocazia acestor congrese în gala dinner sau cinele pe care le organizez, invit grupuri de artiști, de profesioniști în ale artei, instrumentiști sau vocaliști, pentru a le oferi un exemplu tinerilor mei colegi. Și întreb pe violoniști, de exemplu, tu de la ce vârstă cânti la vioară? De la 5 ani, de la 6 ani, de la 12 ani? Și cât timp exersezi ca să ajungi atât de virtuos? Să poți mânui cam 8-10 ore pe zi. Și atunci le spun colegilor mei, e bine, dacă vreți să deveniți virtuoși în ceea ce faceți, trebuie să munciți. Nu o zi, nu o oră, nu două, 8-10 ore pe zi, să exersați ca să puteți... O viață. Da, ca să puteți oferi bucuria pe care o oferă ei. Da. Bun. Haideți să le mai spunem, dacă tu l-ați dat lecția asta, că dumneavoastră n-ați prea avut vacanțe când era student. Nu. În timpul facultății, vacanțele le petreceam în special la clinica de neurochirurgie. Acolo puteam să ajut. Erau medici mai puțin. Am avut și șansa aceasta să fiu unul din foarte puținii tineri studenți. Mai era doctorul Sobo la vremea aceea. Ioșca. Să uită la noi. Bă, ce laude vă trăiască. N-am știut că prietenii, cum vă spun prietenii. Titi. Da, o să se uită la noi. Da. Sobo Ionci a fost cel care a fost alături de mine de la primii pași și alături de care am crescut. Da. De fapt, am crescut împreună. El era în anul 6 când eu am intrat în anul 1 și apoi și a terminat și tot așa. Am lucrat împreună cu doctorul Mureșan, dar am avut șansa să pot lucra și cu ceilalți seniori din clinică, cu doctorul Balin, pe care îl admir și pe care l-am considerat întotdeauna unul din cei mai mari neurochirurgi. Și testul Balin pentru neurochirurg, cum e ăla? Haideți, spuneți-ne, da. Cum v-a pus? Oameni buni, să vedeți cum l-a testat cineva, ne spune domn profesor, dacă e bun de neurochirurg sau nu e bun. Doctorul Balin mi-a dat la un moment dat un creion și un bisturiu să ascut creionul. Și era un test ca să vadă dacă am abilități de chirurg, dacă voi putea deveni neurochirurg. Și l-am ascuțit, dar la sfârșit mi-a spus nimic. S-a uitat la creion nimic? Nimic. S-a uitat la mine, a zis, mi-a luat alea și n-a zis niciun cuvânt. Deci eu nici astăzi nu știu dacă sunt bun de neurochirurg sau nu. Da, domnul Bare nu v-a spus nimic. Nu mi-a spus. Da. La fel cum doctorul Mureșan îmi spunea la început că un neurochirurg trebuie să știe, să aibă arta desenului în sânge. Da. Și el era un desenator foarte bun. Da. Eu trebuie să recunosc, n-am știut să desenez ca lumea. Când făceam o casă, când vroiam să iasă ceva în perspectivă, apărea ca după cutremur. Deci nu reușeam să transpun. Îmi place arta, îmi place, dar nu reușeam să transpun și îmi puneam întrebarea dacă vreodată voi reuși să fac cu mâinile astea
ceva util. Cred că am reușit, dar nu, poate că nu atât cu mâinile, cât cu capul, da. Cât păi, cu mintea. Deci am, într-o discuție cu domnul profesor, a remarcat și eu așa, ca Badaion, creierul este singurul organ care își ajută semenul. Alt creier formidabil. Noi nu ne-am gândit, noi trăim. Dar creierul, oameni buni, am aflat și eu, uite, toate organele, adică nu toate, multe trăiesc fără creier. Creierul singur nu. Nu. Da, deci creierul nu poate fi transplantat. Da. Sigur că au fost încercări. Da. Și au fost și excrocherii, chiar internaționale. Da, 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 da. Da, da. Se încerca strângerea de fonduri pentru transplant de creier. Creierul ne definește pe fiecare din noi. Creierul este, de aceea spuneam, nu pot să-l definesc ca un organ, ca un sistem. Este de o complexitate extraordinară. Am convenit că e univers. Da. Este univers, da. Ce îl face... Mi-a plăcut la un moment dat o discuție de care am auzit între un astrolog și un neurochirurg. Și astrologul spunea, uite, domnule, eu mă uit cu telescopul la stele, caut permanent noi și noi stele și nu l-am găsit niciodată pe Dumnezeu. La care neurochirurgul i-a spus, uite, eu operez în fiecare zi creier și n-am văzut niciodată sufletul. Da. Este... Interesant. Da. Auziți, apropo, n-am pus imaginea că îi lăsăm pe oameni să mai fie curioși după emisiunea asta. Unde aveți noastră neuronul era parcă, da? Neuronul. Și două imagini aproape identice. Da, neuronul și o imagine din un segment dintr-o galaxie. Da. Neuronul, da, interiorul lui. Asta m-a frapat și această imagine am preluat-o și a devenit cumva un simbol. Pot zice că am patentat-o pe plan internațional, da. Paralela aceasta între univers, rețeaua neuronală și rețeaua tridimensională a universului reconstruită. Și asta spuneam, cu cât încercăm să găsim mai mult, trebuie să mergem mai mult în trecut, în trecutul fiecăruia dintre noi. Este o... Da. O... Cum să zic, un aspect filozofic extraordinar de... Dar cred că nu este ora potrivită pentru, da, filozofie. Hai să vă pun ceva. Acum o să vă pun o întrebare. Tot ați vrut să fiți președinte. De al cărui răspuns a depins soarta unui candidat la președinția României. Nu zicem. Răspunsul a fost cum a fost. O întrebare exabruptă, așa, frontală. Dați un prim plan, dacă puteți, trângeți pe domn profesor, credeți în Dumnezeu? Da, da. Erați președinte. Erați președinte, da. Da. Și cred că există cineva care la început a spus să fie lumină. Fiat lux. Și a fost. Cred într-un ceva, cumva, care a creat tot ceea ce noi suntem astăzi. A făcut planul pentru ceea ce suntem noi astăzi. Deci, da. Și cred că acel ceva se găsește în fiecare din noi. Deci, mergând foarte adânc în universul ăla mic, să nu știu cum să zice, dăm de Dumnezeu. Suntem fiecare... Da. Ubicu, așa. Acum vreau să vă spun că domnul profesor este, cum se spune, popular, că vreau să fiu cât mai colovial. În capul trebuie, când se adună medicii catolici din Cluj. Dumneavoastră v-am văzut, tot timpul suntem dumneavoastră acolo. Oficiați, era să zic, o fel de preot. Da.
este o... o sărbătoare, e mult zis, este un moment în care omagiem, aducem un omagiu bolnavului la un loc cu cei care se ocupă de bolnavi. Ziua bolnavului... Medicii creștini din Cluj, da. Da, ziua bolnavului este acel moment în care biserica aduce un omagiu bolnavului și... celor, nu numai medicilor, corpului medical, dar și acelor persoane consacrate care se ocupă de îngrijirea, de alinarea suferinței. Și este o inițiativă pornită de Papa Ioan Paul al II-lea, în urmă cu aproape 30 de ani, 29 de ani, cred că. A fost apoi preluată și am fost invitat în anul 2005, pentru prima dată, acolo. Și cu o scurtă, foarte scurtă pauză, de atunci începând, am vorbit în biserică cu această ocazie. Și încerc de fiecare dată să transmit un alt fel de mesaj, dar cu același crez, cu aceeași credință și cu același respect față de oameni, de oamenii aflați în suferință, dar și de cei care sunt alături de mine și se preocupă de sănătatea celorlalți. Este, de fapt, un mesaj pe care îl transmit cu gândul la oameni. Apropo, chiar ziceați... am zis la început, cel care a făcut lumina, început a fost cuvântul. Dumneavoastră puneți mare accent pe cuvânt, adică pe felul de a vorbi cu bolnavi, le spuneți studenților. Da. Este foarte important. La începutul emisiunii spuneam că noi învățăm o 6 ani o limbă pe care să nu înțeleagă nimeni. Și în manualul nostru, da. Da, dar la fel de important este să învățăm, să creăm acele punți de legătură între om, între medic și pacient, și în special în chirurgie. Este extrem de important, pentru că în neurochirurgie omul își încredințează viața în mâinile tale. Da. Ca să câștigi această încredere, trebuie să știi să vorbești cu el pe înțelesul lui. Nu toți oamenii au facultatea de medicină, da, ca să înțeleagă termenii, filologie sau filozofie. Sunt și oameni fără cunoștințe elementare. Sunt și oameni cărora trebuie să le spui, să le explici în cuvinte puține, dar pe înțelesul lor, ce trebuie să faci și ei să accepte. De aceea, de la cel mai nepriceput în ale cuvintelor, da, ca să nu zic da, altfel, da, are exercițiul ăsta, da. Și până la... în alți filozofi, da, trebuie să știi să-i abordezi. Iar asta este nu numai o artă, dar și o știință pe care încerc să o transmit elevilor mei. Este, relația medic-bolnav este unică. Nicăieri, în nicio altă profesie, nu trebuie să câștigi încrederea de așa manieră și nu este permisă atingerea fizică. Da. Noi trebuie, când examinăm bolnavul, să punem mâna pe bolnav. Deci, este o relație cu totul aparte. Și atunci când câștigi încrederea și reușești să redai speranța, este un prim pas spre vindecare. Iar dacă și reușești să faci tot ceea ce depinde de tine pentru binele pacientului, este cu atât mai mult. Deci, este o profesie, neurochirurgia. Vorbesc de neurochirurgie, nu vorbesc de alt, în care poți oferi fericirea în fiecare zi. Ce altă profesie se mai poate lăuda cu așa ceva? Faci bine omului, faci bine celor din jurul lui, faci bine familiei, prietenilor, printr-un singur gest chirurgical, cât bine poți crea. Și Doamne ferește când se întâmplă că... Bine, se întâmplă, pentru că lucrezi pe un organ
pe un sistem vital. Da. Dar și riscuri există. Mă întreabă lumea, care sunt riscurile? Nu încerc să minimalizez, dar nici nu vreau să speriu bolnav. Da. Nu pornesc la drum cu ceea ce se poate întâmpla rău, ci cu ceea ce putem face bine. E greu, e da. Să sperie, era? Nu trebuie speriat. Nu vreau să zic exact ce am zis noi. Deci unii îi sperie, adică le spune de dificultatea da. Mare, de parcă vrea să ceară mai mulți bani. Da, să dăm, e treabă. Nu e cazul. Da. Oricum omul vine speriat. El e gata speriat. El vine speriat, este terifiat de ceea ce are, de ceea ce își imaginează, de ce citește. Astăzi ai atâtea mijloace de informare la îndemână. Oamenii când ajung la mine, mulți dintre ei sunt bine informați. Da, și știu atunci, despre ce cam știu despre ce e vorba. Dar de ce vă spun studenții, tată? Tată, un pic, e dichis aici. Nu atât studenții, cât rezidenții. Rezidenții. Pentru că îmi petrec alături de ei 6-7 ani. 7 ani de acasă din profesie. Dacă rezidențiatul e 7 ani la... A fost 7 ani, acum este 6 ani. Dar ani acum, da. Sunt ani în care ei petrec alături de mine și eu alături de ei mai mult timp decât față de ceilalți membri ai familiei. Și pentru că îi consider într-un fel copiii mei. Îi cresc, îi educ, îi învalț să meargă. Da, în picioare, în meserie, da. Să pună mâna, le pun instrumentul, învăț să vorbească, învăț să se poarte, învăț treptat să fie tot mai dedicați profesiei și aplicați spre profesie. Și vreau să înțelegeți că cei mai mulți dintre rezidenții care ajung la noi ajung pentru că vor să facă neurochirurgie. Am creat în urmă cu mai bine de două decenii un curent, având experiența proprie. Că este bine... Avut startul, da. A fost mai greu la noastră start. De student. Da, da. Și am încercat să creăm un cerc științific studențesc de neurochirurgie, unde studenții de la început sunt angrenați, sunt antrenați și aud despre neurochirurgie, văd despre ce înseamnă neurochirurgia. Au creat chiar în ultimii 11 ani un congres al lor, masterclass-ul de neurochirurgie, care este un fenomen unic pe plan mondial, organizat de studenți, pentru studenți și rezidenți, pe diverse teme de neurochirurgie. Este ajuns deja la 11-a ediție, în care noi, seniorii, avem doar rolul de mentor și de a prezenta anumite teme generale. Dar ei sunt în rolul principal, ei prezintă lucrurile de bază. E un fenomen pe care l-am creat și care, începând de anul trecut, se organizează și la nivel european și se vrea și la nivel mondial. Se duce, deci, da. Pentru că au înțeles, studentul este avid de cunoaștere, poți să-l atragi spre tine, poți să-l înveți neurochirurgie, iar atunci când ajunge la vârsta deciziei, alege neurochirurgia în cunoștință de cauză. Nu nimerește. Aveți în clinică dintre foștii mei rezidenți acum. Da. Acum toți cei care astăzi lucrează în clinică sunt foști rezidenți ai mei. Da? Aveți echipa noastră. Toți cei care... Adică foarte mulți din centrele din jur sunt foștii mei rezidenți. Și continuând ideea cu binele pe care îl faci, vedeți, faci bine acolo, dar alături de mine în echipă nu sunt numai eu. Am o echipă formată din cel puțin doi rezidenți care mă ajută în timpul actului operator. Unul din an mai mare, mai experimentat, și unul din an mai mic. E o ucenicie care se transmite din generație în generație. Ei se formează, eu îi formez pe ei și ei se formează unii pe alții. Se transmite toată cunoașterea asta ca în orice profesie. Din generație în generație. Se mai și fură, cum zicem noi. Se fură. Meseria se fură. Se fură meseria, da. Învață gesturi, învață tot ceea ce-i place șefului, ce-i place la, și ce nu-i place. Da. Învață multe lucruri.
este o profesie de ucenicie. Și asta, atunci când ei termină rezidențiatul, sunt sigur că știu să se descurce în profesie. Am încredere asta. Și cei mai mulți asta fac. Iar ei fac la rândul lor bine. Și când vă sună? Vă sună când au probleme? Vă sună? Da, da. Ne consultă, mă consultă? Ridic acum o problemă. Dom'le, neurochirurgia e cea mai grea specialitate medicală, după umilile noastre cunoștințe. E grea. Este grea pentru că lucrez pe ceea ce lucrez și responsabilitatea este enormă. Adică românul zice, bă, lucrează în calculator, dom'le, de ce? Da. Asta este. Bun. Dar e și cea mai bine plătită. În ceea ce privește... Este diferență, nu? Nu. Noi suntem plătiți ca și medici primari, specialiști, așa, în spitalul județean, la fel ca și ceilalți. Ca și cadrul didactic, sigur, am salariul de profesor universitar. Dar să le spunem cum e în America. Cea mai bine plătită categorie profesională, cum să zicem. Da, este. Sunt și nu numai în America, și în alte, dar sunt și cei mai vânați. Da? Da. Da. Pentru că în multe cazuri, înainte chiar să înceapă actul operator, la pacient ajunge avocatul. Ah, da, la ei, da. Da. Dar, și este un trend care se transmite și da, și la noi tot mai mult că trebuie să trăiască și ea. Da, sigur, trebuie să trăiască și n-am nimic împotriva faptului că și ei trebuie să trăiască, dar să trăiască cinstit. Așa cum eu cinstit îmi fac profesia, să trăiască și ei cinstit. Să nu încerce să exploateze durerea, suferința unui om și da, să profite de ea ca să obțină venituri. Știi, am o surpriză. Este... Da. Mi-a spus, atent, cine cântă astăzi, nu pot toți pe care îi preferă domn profesor. Ia uitați-vă la televizor. Marea privește lung albastrul cer. Marea și-a pus o mantie de fier. Fiindcă sus, steaua nordului din nou pândește albă zara. Valul lovește malul neclintit. Valul anunță clar în infinit că de sus, steaua nordului a dat strălucitor semnalul. Noi cunoaștem glasul stelelor când deschizi iubirea zorilor. Acum al zorilor zoror apare în carul său de for. Sus, steaua nordului a dat strălucitor semnalul. Noi cunoaștem glasul stelelor când deschizi iubirea zorilor. Acum soarelui soror el apare în carul său de for. Iar sus, steaua nordului se stinge și încet dispare. Didea Dragan și Aurelian Andreescu și mulțumirile noastre sponsorului, oamenii de la restaurantul Chios din Cluj. Da. Tinerețe! Nu, dincolo de tinerețe. Valoare. Voci, valoare, muncă și talent. Sau talent dublat de extrem de multă muncă. Se vede pe ei. Da. Apucături de neurochirurg. Da. A, să spunem că n-am spus. Oameni buni, în America
neurochirurgii sunt pe primul loc și pe locul 2 astronauții. Da. Ăsta este adevărul, dar cred că nu asta este ceea ce contează în ultima analiză. Sigur că este important să poți avea un trai decent, să nu trebuiască să... Să ai alte griji. Să ai alte griji. Dar le spun și celor cu care lucrez, nu pot mânca mai mult decât mănânc, nu pot bea mai multă apă decât beau, nu pot să... Sigur, particip la congrese și astea particip și mă documentez. Lucrurile astea toate costă. Dar cred că le pot, adică nu cred, le pot acoperi din ceea ce fac, din ceea ce obțin. Nu banul este cel care trebuie să te ghideze în viață. Dar nu cu ăla pornesc ca scop. Nu ăla trebuie să fie scopul, ci binele pe care îl poți face. Discutam la un moment dat ce anume, ce resort energetic folosesc de... Am atâta energie și rezidenții mei. Păi vă și întreabă rezidenții. Da, mă întreabă rezidenții de unde atâta energie, de unde atâta putere. Vine din bucuria de a face bine, din plăcerea de a face bine. Spunea cineva că definiția fericirii este să mergi la locul de muncă cu bucurie și să te întorci la ai tăi cu bucurie. Deci sunteți fericiți. Da, sunt un om fericit și eu pot să ofer fericire, așa cum am zis. Da. Ce altă satisfacție mai mare poți? La chirurgii, în general, se spune că-s condamnați la locul de muncă. Dacă o iei ca o condamnare, dar dacă mă întreabă lumea ce faceți în timpul liber, nu prea am timp liber. Dar apropo, care-i programul? Hai să spunem ce se poate unei zile a dumneavoastră. Hai, ca să vadă ce-i de acasă. O să zică lumea că mă laud. Nu, dar noi, că asta e clar, că trebuie să-l faceți mereu. Deci, obișnuit mă trezesc pe la 5:30. Da. Și de cel puțin 4-5 ori pe săptămână fac 30-40 minute de mișcare, de sport. Da. Pentru că sportul e cel care ne ține... Tonusul. Tonusul muscular ne ține în viață. Da. Mișcarea înseamnă viață. Suntem ființe construite pentru mișcare și noi nu facem altceva. Ești mort. Da. Deci, și asta mă ajută. După care, sigur, începe primul apel de la clinică în fiecare dimineață la 7:15, când mi se dă raportul ce s-a întâmplat peste noapte. După care merg la clinică, am raportul de dimineață, și am, după raport, vizita în fiecare dimineață la toți pacienții pe secție, pe terapie. După ce închei acest periplu prin clinică, rezolv problemele curente, administrative, ale timp în care în sălile de operație se pregătesc cazurile, iar în jur ore 9 și un sfert, rare ori mai târziu, cobor la sală. Iar obișnuit operez cam 4 cazuri în fiecare zi, ceea ce înseamnă că trebuie să trec de la o sală la alta pe măsură ce progresează. Și... Dar am norocul unor ajutoare extraordinare. Oameni pe care i-am format. Da. Oameni, am echipe. Vedeți, foarte puțină lume vorbește de asistenți, de instrumentare, de infirmiere, care fac ca toate lucrurile astea să meargă. Munca este o muncă de echipă. Dacă ceva nu-i la locul lui, îmi creează disconfort. Și toată lumea se străduiește să facă lucrurile, să meargă sunteți din rutină. Sunteți foarte calm, vă creează disconfort. Și mai câteodată mai strigați. Sigur, sunt momente în care ridic puțin tonul. Da? Pentru că sunt om. Da. Da, dar de regulă încerc să păstrez calmul, pentru că e important și în ceea ce fac. Chiar și în momente dramatice. Uneori în timpul operației pot să survină incidente, momente dramatice, care cresc mult tensiunea în întreaga echipă. Și atunci este extrem de important să-ți păstrezi calmul. Da. Să știi care este următorul pas, să știi ce urmează să faci, cum să controlezi situația,
chiar dacă știi că în următoarele câteva momente viața pacientului este... Aveți un vas de sânge cât un fir de păr acolo. Da. Deci sunt momente, sunt momente în care ridic un pic volumul. După aia terminați operațiile? După ce termin operațiile, urmează consultațiile, da? De la prânz, da? Care în fiecare zi văd cam 10, 12, 15 pacienți la prânz și mi-am creat un ritm în care să mă duc acasă la prânz. Masa e masă, acasă. Acasă, da. Da? Să luăm masa acasă. Da. Am o oră în care... Dormiți? Vă odihniți? Mă odihnesc. Da. Încerc să mă desprind de toate astea. După care revin la clinică, contravizita, sunt de modă ce veche, da. Recunosc, dar este vital. De multe ori la contravizită vedem ceva ce nu merge bine sau ceva. Sau constatăm că este totul bine. Și asta e foarte important. Și dacă ceva nu merge bine, atunci trebuie acționat, nu a doua zi, nu a treia zi. În neurochirurgie lucrurile pot să meargă foarte bine până la un punct și de la o secundă la alta să se strice ceva. Și atunci trebuie bolnavi. Și asta insuflu rezidenților, echipelor mele, trebuie observați, supravegheat bolnavi. Și după ce fac contravizita, de multe ori mai am una, două operații și după masă, în completare la programul zilei. Vine seara când am următoarea tură de consultații, fie la clinică, fie la spital. Și, sigur... Pe la ce oră ajungeți acasă? De regulă în jur de 9, dar atunci când ajung alături de cei dragi, e ca... Mă uitam aici, pe terasă, un iglu, o cupolă de liniște. Bula de pace. Da, da, de pace, de liniște. Și în asta mă regăsesc. Da. Dar de ce a spus că sunteți într-un fel genist? Că a spus infanterist în armată. Explicați. Sunt foarte multe cazuri care ajung la mine cu spaime legate de investigații. Astăzi, numai cine nu vrea, nu-și face un RMN sau un CT. Pentru orice. Și, sigur, medicul radiolog descrie tot ceea ce vede. Dacă neavând... Nu. Da, sigur. Da. Și sunt de multe ori lucruri pe care radiologul le descrie pentru că este obligația lui profesională să descrie ceea ce vede. Dar el nu vine în contact cu pacientul. Aha. El îi trimite un rezultat pe care după aceea pacientul sau omul, că nu e bolnav, îl interpretează pe baza cunoștințelor de pe Google. Da. Și ajunge într-un fel disperat. Dar n-ajunge la neurolog după aceea. Ajunge la medicul neurolog care spune trebuie să consultați un neurochirurg. Și foarte multe din aceste... Neurochirurgul e neurolog, dar neurologul nu prea e neurochirurg. Da. Adică foarte multe din aceste diagnostice... Sunt umflate, speriate. Nu sunt umflate. Sunt reale, dar nu sunt patologii. A, da. Da, este de zilnic. Văd chista arahnoidiană de fosă posterioară, chista... Da. Este o modificare congenitală. Când s-a format creierul, nu suntem mașini perfecte la ștanță. Unde ori apar mici defecțiuni... Și dumneavoastră dezamorsați bomba. Și eu dezamorsez acea bombă. Atâta, da. Da. Și să stai, domnule, vai, să bucură aia, domnule. Da, ce bucurie fac, chiar și nefăcând nimic, vedeți? Da. Poți produce bucurie și nefăcând nimic. Dar, sigur, și asta necesită o anumită cunoaștere. Eu, dacă m-aș face neurolog, ar trebui să fiu foarte bun la imagistică, înseamnă. Da, un neurochirurg trebuie să fie un foarte bun neurolog și un foarte bun, dacă nu cel mai bun, imagist. Pentru că noi avem avantajul imagerist, adică medic real. Eu văd și live ceea ce da. În urmă, atunci când a fost introdus CT-ul la Cluj, la computerul tomograf. Computer tomograf la Cluj, prima dată la Institutul Oncologic și la câțiva ani, la 5 ani, cred, și RMN-ul. Medicii radiologi de atunci învățau împreună cu mine computer tomografia. Da.
Și eu învățam cu ei, mergeam și vedeam cazurile. Dar aveți și văzut. Dar după aceea mă rugau și ei m-au rugat. Spune-mi ce ai găsit și cum era ca să conform. Pentru că asta se învață. La fel la RMN. Și pot spune că sunt unul dintre cei mai experimentați imageriști din Cluj pentru că am învățat profesia asta. Cum se vede aici și cum se vede real. Împreună cu cei cu cea mai mare experiență, dar în paralel am descoperit-o intraoperator. De multe ori cazuri care sunt la limită, de medicii radiologi spun... Îi spun, asta am văzut. Eu asta văd, dar întrebați pe domnul profesor Florian care e părerea dânsului. Corect. A dumneavoastră aveți și un dezavantaj. La bolile astea grave, câtă vreme chirurgia asta oncologică i-ar taie până la limita de siguranță, mai mult, în creier nu prea puteți. În creier, da. Limite de siguranță oncologică nu există. Nu, că nu știi până unde merge. Există limite de siguranță neurologică. Adică e bine să nu treci dincolo. Dincolo, da. Pentru că poți produce daune mai mari decât beneficiile. De aceea, dar în creier, în creier oriunde tai, lovești o funcție. Aproape oriunde. Există și zone tăcute ale creierului. Dar chiar și în zonele funcționale, dacă nu ești foarte agresiv și dai posibilitate creierului să-și revină, creierul are posibilități de recuperare extraordinare. Nu pentru că se repară neapărat acolo, ci pentru că arii din jur preiau funcții, se formează noi circuite, noi conexiuni și asta ajută la recuperare. Este extraordinar și avantajul cel mai mare ajutor din partea noastră este creierul pacientului care ne ajută la recuperare. Iar el. Chiar el. Dar pe imagine, că acum toată lumea, vorba noastră, face imagine. Acum se vede, de exemplu, că e ceva grav, bine delimitat. Dar când nu e bine delimitat, în general, nu prea iasă. Da, acum sunt elemente imagistice care ne spun când o tumoră are, când o leziune, o tumoră are caractere de malignitate și când nu. Acestea sunt cazurile în care trebuie avut o discuție foarte deschisă cu pacientul, dar nu întotdeauna cu pacientul. Nu. Pentru că nu e ușor unui om să-i spui și nu toți sunt pregătiți. Tatonăm, pregătim ușor terenul pentru vestea care începe prin a spune că trebuie făcută operația pentru ca să vedem ce este și să dăm o șansă. Dar de ce spuneți dumneavoastră că ați zis celebra aia, la rezident l-a spus parcă, cu o maimuță, cum e aia cu maimuță? Poate, nu, poate fi învățată? Da, deci nu este a mea, am preluat-o și eu. Poți învăța o maimuță să opereze, dar nu poți învăța o maimuță când să nu opereze. Adică judecata, decizia chirurgicală este extrem de importantă. Când să operezi și când să nu operezi. Însă aici este a nu opera, este o decizie foarte, foarte delicată. Pentru că foarte multă lume dorește să se facă orice, numai să fie tratat. Da. Discuția este mult prea complexă aici. Trebuie judecat de la caz la caz. Atunci când, pe baza experienței pe care o am, consider că prin ceea ce fac, chiar dacă ajut foarte scurt timp pacientul să treacă un prag, dar știu că în perspectivă nu sunt șanse reale, sau când ceea ce fac poate produce daune mai mari decât beneficii, prefer să spun deschis aparținătorului, pacientului, dacă este gata să accepte, că ar fi mai bine să nu facem acest gest. Dar în cele mai multe cazuri încerc să fiu alături de pacient și să fac tot ceea ce se poate face și cu timpul îmi dau seama că pot face tot mai multe pe baza experienței pe care am primit. Da. Pot să ajut tot mai mult. Câte operații aveți? Ați ținut o evidență. Sigur, fiecare chirurg are evidență. Și o ține, am trecut de 20.000 de intervenții. 20.000 de intervenții? Da.
Păi era profesorul de care spuneați dumneavoastră într-un interviu din Turcia la 90 de ani, care are 3.000 de operații. Nu, era 3.000 de tumori cerebrali. Așa. Așa spunea, da. Care este considerat părintele neurochirurgiei moderne, profesorul Iașagir. Da. Și pe care este încă în viață, are 90 și ceva de ani. Și el la un congres spunea, credeți-mă, știu ce spun, pentru că am în spate 3.000 de tumori cerebrale operate. Și dumneavoastră câte aveți? 7.000. Atunci? Acum. 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 Și atunci? Atunci aveam cam 4.000. Da. Deci tot mai multe ca... Da, adică... dar... Da. Nu. Asta este. Totul, în orice profesie, în orice profesie, experiența contează. Da. Că împletești nuiele sau faci ghirlandă de flori. Nu știu dacă ați fost vreodată în India. Am fost. La Mumbai, pe străzi, am fost... Da. Pe ce străzi, viteză aveau acolo. Ce viteză aveau când împleteau ghirlandele de flori. Mă uitam uimit ce poate face. Ce dexteritate. Ce dexteritate. Cum poate... Uimit și cu multă admirație, pentru că știu câtă muncă este în spate. Începeam acus 30 de ani o operație. Prima operație care a fost a dumneavoastră? Am început cu operații simple, da. Sigur. Eram student în anul 6 când am făcut, m-au lăsat să fac și m-au asistat profesorul Mureșan o fractură cu un fundare. Da. Apoi un extradural. Deci, și da, cât durau așa, comparativ? Bine, astea durează. Durau atunci mult, mi-e greu să-mi aduc aminte, pentru că atunci nu mă gândeam la timpul pe care îl aloc. Da. Atunci ați făcut un anevritm în 11 ore și acum ziceți că îl faceți în 25 de minute, nu? Dacă este complicat. Adică se poate. Am ceva surpriză, uitați-vă dumneavoastră. Că ziceți că faceți dumneavoastră întâlnirile frumoase, le aduceți formați. Ia să vă uitați ce vă propunem noi acum pentru următoarele întâlniri ale dumneavoastră cu discipolii. Hai! Fortissimi din Brașov, cu Prodeț. Domn profesor, am ajuns la final, trebuie să mă uit pe busolă. Mai avem exact 1 minut și 20 de secunde. Vă rog frumos să le spuneți ceva oamenilor. Ce vreți dumneavoastră? Cred că am vorbit destul până acum și dumneavoastră m-ați valsat atât de frumos printre subiectele pe care... Stango, că... da, printre subiectele pe care le-ați abordat. Sper că petrecut împreună o oră și ceva plăcută. Pentru mine a fost realmente o plăcere să fiu aici, să privesc minunățile Clujului pe fereastră, să-mi aduc aminte de copilărie, de adolescență, să aud pe Dida Drăgan și pe Aurelian Andreescu, să văd quartetele și momentele absolut extraordinare muzicale pe care ni le-ați oferit. Vreau însă să transmit oamenilor un mesaj de încredere. Îi rog pe oameni să privească în medicii la care ajung cu încredere. Atunci când am început profesia, asta eram considerați elite ale intelectualității. Astăzi suntem cei mai mulți priviți ca prestatori de servicii.
asta e vinerea legii. Aș vrea să recâștigăm statutul pe care l-am avut. Cred că foarte mulți dintre noi îl merită. De oameni de încredere. Oameni de bine. Sperăm că ați reținut cei ce trebuia să rețineți. Vă mulțumim, domn profesor. Iar dumneavoastră, cinste și omenie, pace, sănătate și trai bun. La bună vedere!